scandal uria între Tudorel Toader și Klaus Iohannis. Ministrul Justiției, replic dur, nu am acționat în nume personal. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, îi de replica lui Klaus Iohannis, declarând ce nu a acționat în nume personal atunci când a propus revocarea FEDNA, Laura Codroacovesi. Poate să aud oricine. Eu mă comport ca ministru al justiției în numele ministerului pe care îl coordonez și făcând parte în același timp din guvernul alianței de la guvernare. Prin urmare, este exclusă această ipoteză, pentru ce, repet, nu am acționat și nu acționez în nume personal. Ca argument nu cred ce DNA prim-ministru, nu cred ce aliana de la putere ar da curs solicitrii mele în numele personal. Eu n-am auzit președintele vorbind în acești termeni. Dacă guvernul va cere, vom merge personal să susțin sesizarea, nere. La ce cere? Eu voi aduce argumente. Cine îl va reprezenta pe președinte va aduce celelalte argumente. Judecătorii au evaluarea dănilor, raportându-se la valorile constituționale, a spus Tudorel Toader. Presubliniere-dintele Klaus Iohannis a comentat miercuri sesizarea Curții Constituționale după refuzul său de revocare a procurorului subliniere FEDNA, Laura Codroacovesi, spunând ce nu există niciun temei sublinierei niciun conflict între guvern sublinierei presubliniere-dinte pentru sesizarea CCR. Putem să înțelegem ce ministrul justiției este personal nemulcumit ce nu i s-a acceptat propunerea de revocare, dar de aici sublinierea până la un conflict constituțional este cale lungă, a afirmat Iohannis.